sunt curioasă pentru că tu ai venit, ai stat acolo destul de mult, cred că ai văzut știrile cu tot felul de că se mănâncă zahăr, că se mănâncă fast food, baca aia, baca aia. Zi-mi și mie, care e adevărul? Ce se întâmplă exact? Aș spune doar atâta, să intre lumea un pic pe TikTok-ul meu, că acolo am postat un filmuleț, că poate dacă l-am acum să vi-l și arăt, nu știu dacă se vede, și e foarte, adică faptele vorbesc mai mult din punctul meu de vedere. Iată că vă arăt acum, să vedeți, să-mi spună mie cineva, ce se mănâncă? Am slăbit 10 kg, 10 kg, uscat. Dacă mai vedeți că un om a luat kilograme la Survivor, s-a întâmplat pentru că am mâncat foarte mult cocos, că au fost momente când am dat de cocos, că nu tot timpul. Sunt momente în care nu mai găsești cocos, că mănâncă mai multă lume și nu mai e. Da? Dar atunci când eram noi din tribul faimoșilor, am avut cum să facem, eu știu, să avem mai mult cocos. După aia când ne-am unificat, a fost mai greu. Am prins și unificarea, am prins și individualele. M-aș fi putut să fiu acolo și acum. Eu fizic și psihic mai rezistam mult și bine, pentru că sunt un cal de cursă lungă. Eu întotdeauna am mers pe partea de anduranță, nu de viteză. Și știam că mulți se vor tăia pe parcurs. Mi-era foarte clar. Și mă cunosc, știu că rezist mult. Dacă treceam de această săptămână, eram în finală fără doar și poate. A fost o situație total neprevăzută, nici eu și nici Dan nu eram noi prevăzuți să fim atunci la acel vot. Din păcate, așa au fost mișcările de ultim moment. O parte din foștii războinici au crezut că va fi altcineva votat de la noi, din partea noastră, pardon, nu de la noi, din partea noastră, și dacă ar fi știut că Alin îl vota pe Ursa, nu m-ar fi trimis pe mine la vot niciodată, că era un risc mult prea mare. La rândul lui, Alin a vrut să-l elimine pe Ursa și iată de ce s-a întâmplat acest lucru. A vrut să joace să facă o lovitură de maestru, deși eu i-am spus că pionii se mănâncă înainte de a mânca regina. Până la urmă a fost cartea lui, a jucat-o, n-a ieșit și a ieșit și el, din păcate, prietenul meu Alin. Dar ce pot să spun este că jocul în sine este unul frumos. Tacticile, strategiile aplicate de oameni nu sunt întotdeauna cele mai fericite. Eu n-am făcut nicio strategie să facă rău cuiva și oricum, dacă am făcut strategiile, am făcut cu cap și pe față, fără să mă duc la unul să-i zic, bă, fii atent, votăm pe ăla și apoi mă duc și votez pe altcineva. Am votat întotdeauna ce am vorbit, am votat întotdeauna cu fostul grup al faimoșilor, am și reușit să-i conving pe unii războinici să vină de partea noastră. Din păcate, am făcut-o prea târziu. Ce pot să spun este că e o aventură minunată, nu se mănâncă nimic din ce se povestește, de unde zahăr. Mi-am dorit să beau un ceai la Survivor din secunda în care am ajuns eu, care beau ceai zi de zi, 2-3 litri, și nu am văzut ceai. Deci mi s-a spus că poate, dacă va fi o recompensă, nici măcar la recompensă n-am văzut ceai, ca să ne înțelegem. Mai mult, eu fiind vegan, nici la recompense nu beneficiam întotdeauna de ce trebuie, pentru că eu nu mâncam carne și în multe situații nu aveam ce să mănânc, efectiv. Mâncam ce apucam pe acolo. E o poveste mult prea grea și că stau să mă gândesc cât de ușor vorbești de afară, neștiind ce se întâmplă acolo, că se mănâncă, că se doarme la hotel. Ar fi fost bine, mi-ar fi plăcut să se întâmple așa. Am dormit pe podea timp de 3 luni și ceva, 3 luni și o săptămână. Dar au fost zile în șir în care am mâncat o mânuță atâta de orez. Aveam două căpăcele de linte în vremurile bune și cu 4 căpăcele de orez ca și porții de mâncare. Să iau vremurile bune. Da. Vreau să văd cum poți trăi afară cu 10 căpăcele de orez, 11 de linte și 7 de fasole. Și astea erau vremurile bune. Pentru că în săptămâna în care eu am plecat, eu am împărțit mâncarea și ne-au ieșit 4 căpăcele de linte, 5 de fasole și 5 de orez. Și când zic căpăcele, vorbesc de ceva atâta și cu volumul atâta. Deci foarte puțin, foarte puțin. Eu m-am și bucurat atunci. Zic, atâta se dă de acum încolo. Eu am plecat. Înțeles, măcar acum s-a aflat adevărul și știm și de la tine, pentru că să demontăm zvonurile astea. Normal, întotdeauna sunt oameni care vor veni cu fel și fel de zvonuri, dar noi știm mai bine ce am trăit acolo, că dacă am fi mâncat ce se spune,
Arătam într-un fel, scuzați-mă, nu slăbeam 10 kg, Dan Ursa a slăbit 17 kg, Robert a slăbit 14 kg. Sunt într-adevăr fete care au slăbit mai puțin, dar la fete e și alt proces din punct de vedere al, eu știu eu, corpului. Femeia face retenție de apă mai repede decât bărbatul, dar mai mult ele din disperare mâncau mai mult cocos decât noi. Dacă eu mâncam 2 nuci de cocos, Carmen mânca 6. În același timp, eu mâncam o nucă, două pe zi, am mâncat 6-8 pe zi. Scuză, e o diferență. Iar cocosul e foarte dăunător în timp. Cocosorez, cocosorez. Da, acum, ce să facem? Asta e situația. Am făcut ce am putut. Eu am avut și chestia asta de a căuta scoici, mult, în mare, să caut de asemenea crabi în pădure. Și cumva, eu mi-am diversificat meniul și reușeam mai bine decât alții să-mi potolesc foamea în unele momente. Îmi făceam pungi de crabi și plecam la traseu. Și după traseu mâncam piciorușele alea de crabi sau mai luam o scoică, o puneam în orezul ăla pe care îl aveam. E așa. Mi-am aminte chiar odată am spart niște piciorușe de crab și am mâncat, îmi plângeam efectiv plângeam, pentru că cu o zi înainte mi-am ars proviziile eu. Nu știu ce a fost, le-am marg și le-am și făcut sărate, pentru că nu am făcut dozajul, gătam cu apă de mare, să ne înțelegem, în mare parte. Deci am pus foarte multă apă de mare și mi-am stricat mâncarea. În următoarea zi, când am reușit să-mi fac un orez și am prins niște crabi, mâncam și plângeam și mă uitam la lună, la stele și am mulțumesc lui Dumnezeu. Dar atenție, era atâta era tot. Asta era tot orezul și luam încetişor, să nu se termine. Când aud că, Doamne, se mânca, ce bine ar fi fost!